În acea categorie, acea structură de mijlocii dispare de la Sibiu și se mută la Brașov. Aproape 340 de societăți comerciale, firesc, dintre cele bune, vor fi administrate de către Brașov. Nu mai vreau să vă dau câteva nume de firme care par puțin ciudate. Sunt societăți care sunt ale administrațiilor publice locale, ale primăriilor, ca de exemplu Aeroportul Sibiu, Tursibu, Apă Canal, Piețe Sibiu, Apa Târnavei Mari, DPC-ul, vor fi administrate de către Brașov. Societăți cu firme cu capital privat, Baugman, Bramac, Cargill, Decorame, Mainetti. Sau societăți capital autohton pe care le știți, Construcții, Sinecum, Unimat, Apollo, Clinica Polisano, Transagape, Sinta. S-a considerat că sunt mijlocii acele societăți din cele existente și administrate de Sibiu, cele care au o cifră de afaceri de peste 9 milioane în anul 2014. În sumat, aceste 340 de societăți au avut în anul 2014 o cifră de afaceri de 4,6 miliarde de lei, iar în cadrul lor lucrează aproape 35.000 de angajați. Vreau să compar cu încasările anului anterior, 2015, din păcate nu există astfel de situații, nici 2014, nici 2013, ci mai în 2012, când am luat la cunoștință despre capacitatea de colectare a județului Sibiu. În 2012, capacitatea Sibiu era de 4,3 miliarde de lei. Din această sumă, 2,5 miliarde erau date de cele 60 de mari contribuabil, Romgaz, Transgaz, Continentalul, și 1,8 miliarde de lei erau date de cele aproape 11.000 de societăți mijlocii și mici. Aproape 40% din încasările Sibiului se vor duce spre Brașov, adică acești mijlocii încasează pe an în jur de 800 de milioane de lei. Deci, în evidențele Sibiului va fi aproape 1 miliard față de 4 miliarde, dacă ar fi corect. Și niciodată nu se mai aflăm care este puterea, eu știu, fiscală a județului Sibiu. Spuneam că cam pe locul 7 se află Sibiu la nivelul de încasări, iar la redistribuire în buget, și dumneavoastră ați afirmat de atât, oare cam pe locul 37. Acum va fi foarte greu să mai facem această comparație. Care sunt efectele mutării administrației de mijlocii la Brașov? În primul rând, generează costuri. Pentru orice cazier fiscal, certificat de atestare fiscală, eșalonări la plată pentru corectarea evidențelor fiscale, trebuie deplasare la Brașov. Am calculat, autodeplasarea unei persoane costă 120 de lei și minim 5 ore. Plățile vor fi făcute în trezoreria Brașov. Iar cea mai mare problemă de moment este că niciuna dintre aceste societăți mijlocii nu au primit o notificare sau o înștiințare că ele vor fi administrate în perioada următoare de entitatea din Brașov. Ce a solicitat prefectului de Sibiu? Înființarea la Sibiu a administrației regionale pentru contribuabili mijlocii a regiunii Centru, care va avea organigramă jur de 100 de persoane. De ce spun asta și de ce cred că se poate? În primul rând, pentru că există o excepție. În țară sunt tot direcții regionale generale și excepția pentru această administrație regională contribuabili mijlocii există în zona sud-est. Direcția este la Galați, iar această administrație se va înființa la Constanța. Un al doilea element. Județul Sibiu este cel mai mare contributor dintre toate cele 6 județe ale zonei centru. Există dotarea actuală a administrației din Sibiu, din punct de vedere administrativ, tehnică, IT, cât și a personalului calificat. Și mai este nu de luat în considerare că cele 100 de posturi, măcar moral, ar acoperi cele 110 posturi din 2013 care au dispărut.